Vineri seară, la Roman a avut loc evenimentul social-motivațional 11 Experiences, având tema despre oameni frumoși și poveștile lor. Timp de 11 minute, 11 personalități au împărtășit publicului experiențe, trăiri, frici și necazuri peste care au reușit să treacă. Fiecare 11, acolo unde se întâmplă, se întâmplă pentru că are în spate o cauză socială. Fie că vorbim de un centru pentru copii fără părinți sau... nu știu, centru pentru bătrâni sau... La urmă ne-am gândit la centru Delfinul pentru că o știu pe Alina, știu că e un om puternic, e o mamă pe care mulți copii și-a dorit să o aibă ca mamă și pentru că ea s-a luptat să existe centru Delfinul care susține și are grijă de copiii cu autism, am zis să-i dăm o mână de ajutor și să... să facem ca centrul ăsta să primească ajutor și mai departe și copiii să fie, nu știu, să fie un pic mai bucuroși, să zic așa. Inițiativa 11 Experiences s-a născut în anul 2011 dintr-o familie care a dorit să arate altor părinți că orice piedică poate fi depășită. Evenimentul 11 s-a născut în 2011. Soțul meu a fost cel care a avut ideea și eu am fost acea persoană nebună de lângă el care a zis, da, e o idee extraordinară, hai să punem oameni frumoși la oaltă, hai să le arătăm că orice piedică poate fi depășită. Am început aceste conferințe în ideea de a inspira oamenii, de a încuraja. Noi nu invităm oamenii la conferințe ca să învățăm lucruri, ca să fim noi 5 minute mai deștepți și a preda ceva, ci invităm aici ca să se inspire unii de la alții, ca să vadă povești de viață care poate îi vor ajuta și pe ei. Tematica întâlnirilor este aleasă de fiecare dată în funcție de reacțiile și propunerile publicului. Cu siguranță, evenimentul va mai avea loc și altă dată la Roman. În fiecare eveniment 11, noi ne propunem să identificăm o cauză comunitară locală pe care evenimentul în sine să o susțină. Practic, noi spunem oamenilor, haide și susține o cauză și pe lângă susținerea acestei cauze ai parte de o seară specială cu invitați, cu poveștile lor și poți să te încarci, să-ți încarci bateriile venind aici alături de noi. Nu am impus niciodată o anumită tipologie de cauză socială și mă bucur că Centrul Delfinul este cauza aleasă de organizatorii de aici din Roman, pentru că eu cred că, și am întâlnit și în alte orașe, de exemplu în Suceava, în Cluj am avut tot așa centre care se ocupă de copii cu autism. Cred că e o problemă reală în societatea noastră. Știu că cei de la Delfinul fac o treabă absolut deosebită și asta a fost singura condiție, să știm că e o cauză reală, că e o echipă de oameni care sunt implicați zi de zi acolo și să știm că banii respectiv merg pentru a ajuta cu adevărat într-o anumită direcție. Și eu cred că în cazul de față așa se va întâmpla. Sper din suflet să se organizeze încă cel puțin 110 ani de acum înainte. Și să știți că temele alese pentru fiecare an sunt alese și în funcție de feedback-ul pe care noi îl primim de la participanții la 11. Am avut ani cu bucurie și curaj, am avut ani cu prezența provocărilor în dinamica vieții, așa că abia așteptăm să vedem, și pentru noi va fi o surpriză, pentru că ideile astea pur și simplu vin. Așa că pentru anul viitor așteptăm idei și... cu siguranță o să fie o temă grozavă și anul viitor. De această dată, fondurile strânse în urma desfășurării evenimentului au fost oferite Centrului Delfinul din Roman, care oferă sprijin copiilor ce suferă de autism. Sunt plină de emoții, pentru că evenimentul este plin de emoții. Ne-am bucurat că ne-au ales pe noi primii. Sunt mulțumită că au venit oameni. Ce să vă zic, așteptăm să înceapă, să ne bucurăm de el și să avem clipe frumoase și de neuitat. Fiecare ediție a 11 Experiences aduce cu sine sprijin pentru o cauză comunitară. Cu siguranță, la Roman va fi organizată o nouă ediție a evenimentului, date fiind prezența peste așteptări și reacția pozitivă a publicului.